Paul Itii au făcut pe repede în doar 24 de ore 1000 de amenzi în valoare de milioane de lei date de oamenii legii. Peste 10.000 de sancțiuni au fost aplicate, duminic, de către polici sublinierea din întreaga car, fiind constatate 644 de infracțiuni. De asemenea, au fost reținute 560 de permise de conducere, au anuncat, luni, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române, IPR. Peste 7. Sute de polici sublinierei au acționat, duminic, la nivel național, intervenind la 3.219 evenimente, dintre care 2.726 au fost sesizate prin 112. În urma activităților, au fost constatate 644 de infracțiuni, 151 de persoane fiind surprinse în flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 5 persoane urmărite național sau internațional, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 33 de măsuri preventive. Totodată, pentru neregulile constatate, polici sublinierei au aplicat 10.191 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 2.700.000 de lei sublinierei au confiscat bunuri în valoare de peste 18.000 de lei. Polici sublinierei rutiere au desubliniere urat activit ci pentru cre subliniere terea siguranței în trafic, fiind constatate 161 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 560 de permise de conducere sublinierei au fost retrase 158 de certificate de înmatriculare, anunț.ro.